În momentul de față, autorizațiile de construire ar fi cauza principală pentru care autostrăzile din România nu sunt finalizate la timp, spune directorul CNA-DNR. Potrivit lui Cătălin Homor, în lipsa acestei probleme, fiecare lot de autostradă aflat în execuție putea fi finalizat până la finalul acestui an. Este și cazul tronsonului de autostradă Sebeș-Turda, pentru care nu există autorizație de construire decât pe alocuri sau pe porțiuni foarte mici. De asemenea, Cătălin Homor a mai promis că tronsonul de 22 de kilometri între Orăștie și Sibiu, care a fost demolat, ar putea fi redat circulației la sfârșitul lunii septembrie.